Domnilor și domnilor, bună seara! E luni seară, dar astăzi nu vom avea dialog cu caractere, deși în emisiunea noastră, o ediție specială, vom discuta despre una dintre marile caractere ale secolului 20 și secolul 21, omul care, recent, în acest sfârșit de săptămână, timp de 3 zile, a făcut din România centrul universului catolic de pe planetă. Omul spre care s-au întors și au vrut să-l vadă, să-l audă și să-i simtă carisma peste 500 de mii de români într-un periplu ca pelerin și frate în ceea ce denumea Sfântul Părinte Papa Francisc Grădina Maicii Domnului. Așadar, o ediție specială cu un invitat special, unul dintre tinerii reprezentanța ai clerului catolic, unul dintre tinerii erudiți reprezentanța ai clerului greco-catolic și spun bună seara părintelui doctor George Marius Nicoară, bine ați venit! Bună seara și mă bucur că vă întâlnesc! Părinte, se întâmplă cam la o generație ca o țară pe cum România să fie vizitată de către un asemenea înalt prelat. Și vă spun sau vă mărturisesc o realitate. Foarte mulți dintre cei care au fost prezenți în acest periplu papal, dar care au urmărit asemenea mie pe posturile naționale de televiziune, aproape 7, 8, uneori 10 ore pe zi ceea ce s-a întâmplat în această vizită, nu sunt catolici sau greco-catolici. Au fost printre ei foarte mulți ortodoxi. Au fost printre ei protestanți, au fost agnostici și au fost atei. Oameni care, la un moment al vieților, la un moment de cumpănă, au dorit să-și verifice opțiunea. Sau au dorit să fie convinși că ceea ce ei și-au ales în viață, ca și crez, este opțiunea corectă. Și mărturiseam într-o emisiune în care l-am avut și aș invitat pe distinsul noastră confrate, călugăr franciscan Felix, că mă uit de Sfintele Sărbători Pascale întotdeauna la slujba de la Vatican, pentru că mă simt cel mai aproape de ceea ce înseamnă comunicarea mea, sau comunicarea dintre mine și Dumnezeu. Profit de această vizită care a avut loc ca să vorbim de anumite aspecte care nu s-au spus. Sau aspecte care pot să constituie un mesaj pentru maramureșeni, dincolo de ceea ce înseamnă acel festivism, acel protocol care a avut loc, prezentat atât de uneori exagerat, de emoțional sau ditirambic, de foarte mulți confrați din presă care au crezut că e momentul lor de glorie. Doamne și domnilor, o scurtă prezentare, pentru că vreau să am și argumente pentru care am afirmat că distinsul nostru invitat, părintele Nicoară, este un erudit. Domnia sa este băimărean și mă bucur că este băimărean din mai multe motive și a făcut studiile în orașul natal, după care a urmat Liceul Teologic Român Unit, Inocenție Micu, la Cluj-Napoca, finalizat în 2006. Hotărât fiind să urmeze această carieră ecleziastică, s-a înscris în Centrul Universitar Nord, la două facultăți pe care le-a absolvit simultan, și anume la cursurile de teologie, fiind seminarist al seminarului episcop dr. Alexandru Rusu, dar în paralel și a urmat cursurile Facultății de Litere, Specializarea Limba și Literatura Română-Engleză. Finalizându-și aceste studii în 2010, a avut oportunitatea ca timp de un an să frecventeze cursurile de teologie din cadrul Ateneului Pontifical San Anselmo din Roma. A urmat apoi, din 2011 până în 2013, studii masterale în teologie spirituală la Universitatea Gregoriană din Roma și și-a desăvârșit pregătirea ca și om al bisericii, om al bisericii catolice, urmând și un doctorat remarcabil pe care l-a finalizat în 26 mai 2016 cu o lucrare care trata despre două personaje remarcabil al istoriei Bisericii Catolice, și este vorba de Ignațiu de Loyola,
fondator al Ordinului Iezuiților și primul general al Societății lui Isus, așa era denumit parcă funcția, și al Terezei de Avila, sau mai numită și Tereza lui Isus, parcă, dacă bine mi-amintesc, una dintre figurile importante ale reformei catolice din secolul XVI. Întrebarea mea, părinte, care au fost motivele, argumentele pentru care, din tot ceea ce însemna istoria Bisericii Catolice, v-ați hotărât să tratați în teza noastră de doctorat aceste două persoane, oarecum atât de diferite? Și totuși, apropiat. Prezentarea dumneavoastră mă onorează și tind să cred că timpul va confirma cuvintele pe care mi le-ați adresat și prezentarea onorantă și de mare așteptare pentru viitor în ceea ce mă privește. Parcursul de școală, atât de la Baia Mare, Cluj și Roma, s-a bazat pe o formare umană pe care am primit-o din familie, o formare religioasă pe care am primit-o în familie, iar aceste două au fost la baza formării profesionale, formării educative, formării mele teologice. Trăirea în familie și într-o familie creștină, greco-catolică, m-a ajutat enorm să mă așez bine pe acest drum de studiu și de trăire teologică în societatea românească și în societatea italiană atât cât am locuit și am studiat acolo. Aduc cu acest cuvânt un omagiu și o laudă familiei mele, mamei, bunicii și celor care au fost alături de mine la nivel uman și religios. Se spune în popor că cei care nu au oameni în etate să-și achiziționeze, noi avem și ne bucurăm de ei și toate lucrurile bune pornesc din familie. Părinte, dar o viață pe cum a dumneavoastră înseamnă renunțări. Înseamnă un fel de apostolat. Pentru că față de noi, muritorii de rând, creștinii de rând, noastră trebuie să vă supuneți unor reglementări și unor privațiuni. Erați conștient atunci când familia v-a îndreptat spre acest destin? Ați acceptat a priori acest lucru? Familia m-a educat la nivel uman și la nivel religios. Chemarea am simțit-o atunci când am frecventat regulat biserica greco-catolică și a fost o chemare incipientă ce s-a maturizat cu timpul și cu studiul. Doar susținere, nu îndrumare, am primit din partea familiei la nivel de chemare. Chemarea am primit-o în interior și s-a maturizat, precum am spus, de-a lungul timpului. A fost o susținere necondiționată și pentru acest lucru sunt foarte bucuros că am avut parte de o asemenea familie și am parte de o asemenea familie, de susținerea necondiționată, ce spune foarte, foarte mult de familia creștină, familia greco-catolică și familia românească, ce eminamente este una care simte împreună cu generațiile. Și ne place să credem acest lucru. Familia română s-a modernizat în pas cu viacurile. Trăim niște vremuri extrem de ciudate, bulversante. Tehnologia, știința au ajuns la niște niveluri în care oamenii s-ar putea, dacă nu sunt suficient de puternici în crezul lor, să ajungă în anumite forme de negare. Aceste forme bulversante, dacă mă îngăduiți, au fost și vor fi. Aceste sunt formele noi ale modernității, care se manifestă prin tehnologie. Dar au fost alte forme și ne amintim foarte bine de regimurile totalitare. Au fost alte forme care au lezat într-un fel sau în altă familie, needucând-o și nelăsând-o să crească natural și religios. Au fost foarte, foarte multe forme. Vor mai fi.
scopul bisericii și îndeosebi a bisericii greco-catolice este să educe, să maturizeze familia în spirit evanghelic după legea bisericii. Ispitele sunt inerente, însă cu o educație religioasă și teologică pozitivă și potrivită, se pot păși, se poate păși pe noi poteci, pe noi poteci împreună de a putea, nu, de a putea să răzbim în fața acestor ispite, dacă doriți, în fața acestor obstacole, ce nu lasă familia să fie educată, să fie împreună și să trăiască în societate, așa cum este chemată să trăiască în spirit evanghelic. Aduc cu această ocazie un omagiu, precum spuneam, familiei și sensului familiei în societate, pentru că să mergem împreună, motoul Sfântului Părinte în România și motoul vizitei Sfântului Părinte în această vizită apostolică a fost unul de unitate, reiterându-se ușor mesajul din 1999, de la prima vizită a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, să mergem împreună în familie, într-o familie românească și într-o familie creștină. Este un mesaj de unitate la nivel social și, evident, în lumina ecumenismului actual sau cheilor de lectură a ecumenismului actual. Părinte, renunț la întrebarea legată de teza noastră doctorat, pentru că m-ați provocat să vă pun o întrebare. Să înțelegem că vizita Sfântului Părinte Papa Francisc, pornind de la anterioara vizită și mesajul lansat de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, în acest interval de 20 de ani, Biserica Catolică, mă refer cea universală, și Biserica Greco-Catolică din România, a uitat cei 41 de ani de privațiuni, de negare, de interdicție? A uitat diferendele care existau și încă mai există legat de faptul că cultului greco-catolic au fost confiscate bisericile, cimitirele, iar prelații, spre onoarea lor, au refuzat să abjure și și-au dat obștescul sfârșit fie în închisori, fie ulterior în acele lagăre și modalități de viață sub control. A uitat Biserica Greco-Catolică? A iertat? Acesta este mesajul care... Care este întrebarea efectivă? A uitat sau a iertat? Amândouă sunt legate. Pentru că probabil dacă uiți, implicit ierți, sau dacă ierți, s-ar putea să și uiți, nu? Nu o să sunteți teologul. Domnul Șomoghi, unele lucruri nu se pot uita, dar nu se elimină aspectul iertării și nu a nu uita pentru a nu ierta, ci se iartă, dar trecutul nu poate fi șters. Nu poate fi șters. Însă în lumina situațiilor din România și din Europa, Biserica Catolică repropune acest mesaj de unitate. Din acest motiv, motoul Sfântului Părinte a fost să mergem împreună. O unitate socială și o unitate în credință. Nu aș dori să amestecăm realitatea Bisericii Greco-Catolice din România cu mesajul pe care l-a avut Sfântul Scaun și prin această vizită a Sfântului Părinte. Nu? Un mesaj de întâlnire. Pe de o parte, unul ce vizează vizita unui șef de stat, pentru că este statul Vatican. Componenta diplomatică, cum ați spus. Componenta socială și diplomatică și componenta religioasă sau aspectul religios, pastoral.
Prima a vizat evident întâlnirile cu societatea civilă, cu reprezentanții statului român. A doua a fost o vizită pastorală de întâlnire cu comunitatea catolică și cu cea greco-catolică, culminând în momentul 2 iunie beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici. Vă întreb eu acum, prin vizita Sfântului Părinte la Blaj, beatificând cei 7 episcopi martiri greco-catolici, a uitat Sfântul Scaun? Nu, trecutul? Nu, nu, categoric. Sau s-a iertat și se merge înainte într-un prezent continuu, împreună, în familie, în familia creștină? Pentru a înțelege mai bine, mergem pe tărâmul martiriului. Pentru a înțelege mai bine mesajul de uitare sau neuitare, sau de iertare sau neiertare. Când cineva este martirizat și moare pentru credință, este întrebat ce confesiune ai sau dacă ești creștin. În acest sens, evident, particularitățile rămân în picioare. Dar mesajul a fost unul de unitate și de respect față de trecut și de actualizarea trecutului în valoare. Și în valoare a fost recunoașterea martiriului și a eroicității acestor 7 episcopi martiri. Mai sunt și alții și nădăjduim cu timpul să se înceapă procesele de beatificare pentru alte personaje și personalități din Biserica Greco-Catolică. Tradus de către un profan ar fi așa: un mesaj transmis statului român, care îi se aduce aminte prin instituțiile sale că trebuie să facă parte sau face parte din Europa Unită și are niște obligații morale atât față de Europa Unită cât și față de proprii cetățeni. Un mesaj transmis romano-catolicilor, nu întâmplător a fost Sfântul Părinte la Șumuleuciuc, loc de pelerinaj pentru romano-catolicii maghiari și cei din Ungaria. A urmat apoi acea deplasare către Iași, un semnal vis-a-vis de ceea ce înseamnă o punte cu o altă regiune istorică importantă din punct de vedere cultural și numai, un centru puternic al Ortodoxiei, dar și al greco-catolicismului, pentru că acolo sunt cele mai puternice centre ale franciscanilor, din câte am înțeles, culminând cu, așa cum bine ați menționat noastră, iertarea prin aducerea minte. Da, suntem împreună, mergem împreună, v-am chemat alături de mine, dar n-am uitat de cei care s-au jertfit. Părinte, Europa merge spre secularizare. Bisericile, și catolice din Franța, Germania, și protestante din Olanda și, mă rog, sunt goale, aproape goale. Comunitățile musulmane își fac acolo lăcașe de cult. Europa de Est pare mai puternică în credință, având mai mulți oameni care trăiesc efectiv în ceea ce înseamnă această regulă a credinței. Există semnale de alarmă pentru ceea ce înseamnă Biserica Catolică, având 1,3 miliarde de credincioși? Îngrijorează pe cineva ceea ce se întâmplă în Occident și ce se face în acest sens? Acest flagel al secularizării a atins foarte mult Biserica Catolică în Occident. Este lămurit și este cunoscut acest fapt. Și recunoscut, ceea ce este un mare lucru. Cunoscut și recunoscut. Se încearcă o reevanghelizare a poporului Dumnezeu în Europa Occidentală. Se încearcă o repropunere a mesajului evanghelic, iată, prin această simplitate a Sfântului Părinte, care debordează pe oricine, indiferent de direcția religioasă sau de direcția socială. Îngrijorează, pe de o parte, însă această cifră pe care dumneavoastră ați pomenit-o, a catolicilor din lume, se reglează, iată, nu prin Europa, ci prin alte zone, cum ar fi America, Africa, Asia și America de Sud. Parte și în America de Nord, cu puternice comunități. Exact, exact. Migranți italieni, polonezi, absolut, și de altă... Absolut, da. Dar în mare parte în aceste trei zone. Așa este.
Biserica în catolic, în acest sens, este în fața unui eveniment istoric, cum se reglează, iată, bătrâna Europa, bătrânul continent, își reglează poate niște conturi pentru moment. Atunci când pe un soi de prosperitate socială se îndepărtează comunități și omul în sine de Dumnezeu, apare criza. Apare criza și s-a văzut foarte bine și încă se văd crize sociale și de altă natură în Europa Occidentală. Din acest motiv, bisericile erau mereu construite în centrul orașelor. Comunitățile și orice comunitate în sine și orașele aveau bisericile în centrul lor. Dumnezeu era în centrul comunității respective. Atunci când lipsește, apare criza, apare abisul și apare în acest sens, secolul 21, acest secularism atroce ce afectează, realmente afectează societatea europeană. Aș spune că cei 40 aproximativ de ani de totalitarism sau de o formă de totalitarism din România a avut poate și un aspect pozitiv la nivel religios. Neintrând în societatea românească foarte multe influențe de mare prosperitate, pentru că omul nu se mulțumește niciodată. În sine, omul este mereu nemulțumit și a spune că doar Dumnezeu îl desăvârșește și îl mulțumește social. Atunci când deține ceva, ar dori să mai dețină. Și când are ceva, ar dori să mai aibă. Ceea ce s-a întâmplat în Occident și această ispită nu a fost înfruntată și nu a fost nici depășită actualmente. Ajungem și la figura Sfântului Părinte și cum invocă criza reală din Europa Occidentală și din lume în sine. Neavând acces România în timpul comunismului cu această realitate, a putut să-și păstreze credința în forma ei de atunci, ușor neatinsă. Și trăirea ei a fost una autentică și simplă. Vedem că acum și în România, încetul cu încetul, secularitatea și secularismul atinge și distanțează omul de realitatea religioasă, de cea spirituală. Sfântul Părinte, am văzut cum vorbește despre un egoism, despre caracterul nesătul al omului și pomenește de periferii. Ne îndrumă să vedem periferia, slăbiciunea și sărăcia de lângă noi. Coborând în griul societății, în periferie, în locurile nebătute, pentru că ne place în centru, putem să intrăm în contact realmente cu mesajul evanghelic. De a fi pentru cei mici, de a fi pentru cei săraci, de a fi pentru cei uitați. Acest mesaj este foarte actual, pornind, evident, de la mesajul evanghelic. Are o afinitate Sfântul Părinte de aceste zone, pentru că trăind în Buenos Aires, ne amintim foarte, foarte bine că frecventa și vizita des acele cartiere mărginașe numite favelas. Niște cartiere poate și periculoase, dar la nivel social, la nivel material, erau cu mari lacune. Și sunt cu mari lacune. Părinte Nicoară, personalitatea papei a fost prezentată în aceste ultimele 3 zile atât de în detaliu, s-au rostit atât de multe epitete la adresa preasfinției sale, încât
Am să vă propun, după pauza de publicitate, să mergem pe o altfel de abordare și anume să vorbim despre Papa Francisc, care nu și-a dorit să fie papă. Papa Francisc, omul care refuză luxul și îndeamnă spre umilință și modestie, spre acel papă care a avut curaj să abordeze uman și nu doar teologic marile probleme ale Bisericii Catolice, și sunt câteva, și mai ales cel care spunea la un moment dat, mai bine să trăiești ca un ateu decât să fii un fals creștin. Publicitate și revenim. Sfântul Andrei este alături de dumneavoastră, oferindu-vă servicii complete de ambulanță, transport pacienți asistat și neasistat, intern și internațional, dar și transport la consultații și investigații medicale, precum și externare la domiciliu. Serviciile noastre includ asistență medicală la competiții sportive, spectacole și diverse evenimente. Ambulanța Sfântul Andrei, telefon 0786 521 000. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Lăsați-vă purtați de inspirație și alegeți covorul ideal pentru căminul dumneavoastră. Toată gama de covoare cu lățimea și nuanța dorită vă așteaptă la magazinul Covorul Fermecat. Covoare clasice și moderne cu un design deosebit, inclusiv pentru pensiuni, hoteluri sau moteluri. Modificările și festonatul sunt realizate la magazinul nostru. Aducem în casele dumneavoastră și brandul Pierre Cardin. Covorul Fermecat, în Baia Mare, pe Bulevardul Decebal. Calitate de nota 10. Suntem din nou în direct, o ediție specială în care avem ca invitat pe Părintele Preot Dr. Nicoară, unul dintre tinerii erudiți ai Bisericii Catolice. Un om care ați văzut cu cât curaj și cu câtă determinare abordează niște probleme, aș zice, de empatie comunicațională, încercând să vă transmită un mesaj, nu în sensul de a face prozelitism, ci în sensul de a vă transmite un set de valori pe care Biserica Catolică a reușit să și-o păstreze în 2000 de ani, nealterată, și care sunt minunat scoase în evidență de această personalitate a secolului 21. Eu îmi permit să zic cea mai importantă personalitate a secolului 21, care este Papa Francisc. Părinte preot, spuneți-mi, vă rog, auzeam afirmații despre cât este de carismatic, despre cât este de umil, despre cât este de devotat, despre cât este de apropiat el de oamenii săraci. Și unele voci spuneau că Papa face asta poate pentru a-și prezerva imaginea de întâi stătător al bisericii, poate pentru ca să obțină notorietate. Și vă întrebam dacă mai are nevoie un asemenea om de notorietate și dacă acest fel de papă nu generează anumite neînțelegeri sau nelămuriri raportat la Papa Benedict și la Papa Ioan Paul al II-lea, alte două mari personalități ale Bisericii Catolice în ultimul secol. Sfântul Părinte actual este cât se poate de autentic și este coerent cu felul de a fi din Buenos Aires, din Argentina sa natală. Este cunoscut și au fost foarte mulți care au dat mărturie de felul său natural, spontan, mereu proaspăt, de a fi alături de ceilalți, de a fi foarte aproape de cei mici, de cei uitați, de cei săraci ai societății. Nu a fost o schimbare. Nu a fost o schimbare
caracterială sau internă în Sfântul Părinte. Am avut onoarea să traduc, imediat după ce a fost ales, o carte despre figura Sfântului Părinte. Un jurnalist italian scrisese o carte imediat după alegerea sa din 13 martie 2013. Și a fost o carte scrisă fulger, tradusă la fel de repede. A fost prima carte despre Sfântul Părinte în limba română. Și atunci am putut să văd cât de natural, firesc și la firul ierbii poate fi acest om. Trecând peste aspectul religios, teologic, protocolar, este de o simplitate debordantă. Și acest lucru aș spune că atrage. Pentru că omul în sine s-a săturat de caracter pompos, de opulență, de opulență, de bogăția afișată cu nesimțire. Și de ce mai doriți să spuneți? De formalisme, de formalisme, de șabloane comportamentale. Și după un comunism în care a fost mult șablonat sufletul românesc, la nivel social, politic, religios, ieșind în libertate, ne putem imagina trecând la acest titlu de emisiune pe care dumneavoastră l-ați ales, Pelerin în Grădina Maicii Domnului, ne putem imagina cât de bine a fost primit. A fost ca o gură de aer proaspăt această venire a Sfântului Părinte. Să vadă România și locuitorii ei un om religios, un cap al bisericii atât de smerit și atât de uman. Pentru că toată teologia din lume se bazează pe umanitate autentică. Lipsând și în lipsa acestui fapt, acestei umanități autentice, nu se poate construi și omul simte. Omul simte interiorul. Omul simte omul dacă este autentic sau nu. Pelerin venind în Grădina Maicii Domnului a fost foarte bine primit. Și tocmai această simplitate a stat la baza bunei primiri la toate nivelele. Să scoți un jumătate de milion de oameni pe vreme nefavorabilă, în niște locuri, ar zice, izolate, și să le mai și transmiți acel ceva care mergea de la credință până la spirit civic. Vezi cum a rămas Câmpia Libertății de la Blaj. Absolut. În comparație cu cum rămâne Piața Universității în București după orice fel de demonstrație. Acest lucru înseamnă sau derivă din respect. Nu poți face așa un ceva firesc. Decât respect. Un firesc, dar generat din respect. Absolut. Părinte Nicoară, Biserica Catolică la momentul preluării de Papa Francisc I, sau Papa Francisc a moștenit câteva mari probleme. În primul rând este vorba de acea, să zicem, lipsă sau pierdere de credibilitate a clerului catolic datorită anumitor abuzuri regretabile, care în parte predecesorii au încercat să-l mușamalizeze, iar Papa Francisc a avut curaj să le recunoască. E vorba despre poziția papei față de copiii din acele căsnicii oarecum nelegitime, de preoți care refuzau să baptizeze, să boteze acei copii. E vorba despre persoanele de alte orientări sexuale. E vorba de încă câteva asemenea probleme pe care o biserică modernă nu le poate ignora. Iar întâi stătătorul acestei biserici trebuie să emită niște opinii pe care să și le asume în numele a unui miliard de catolici. Cum credeți că a gestionat Papa Francisc aceste câteva probleme? Sunt mai multe, dar acestea. Aș spune că istoria va avea grijă să analizeze gestul acestui papă, însă pentru moment putem spune, referindu-ne și la venirea Sfântului Părinte în România, una dintre titulaturile Sfântului Părinte, oricare ar fi el, este Pontifex Maximus. Aș dori să transmit ascultătorilor și telespectatorilor traducerea în limba română, care nu îngăduie doar două cuvinte, cum este în limba latină, ci ar fi omul care creează
expunți în mod major, în mod privilegiat, în mod major sau în mod semnificativ, dacă doriți. Figura Sfântului Părinte este, pe de o parte, una de ordin moral, teologic, religios, însă este și una, la nivel uman, de măsură a lucrurilor. De măsură a lucrurilor. Evident că poziția aceasta impune, pe de o parte, unele cutume, dar și propune deschidere pe sentiment evanghelic. Nu ar fi cazul să începem o discuție teologică, să vedem cum s-a comportat Iisus cu cei care nu au pășit pe locurile legale, nu au pășit pe potecile bine bătătorite de mai mari religioși ai Țării Sfinte de atunci. Persoane care s-au împiedicat de-a lungul timpului în slăbiciune și în alte neputințe, le-aș numi. Atât din clerul de atunci, cât și din populația religioasă din acea vreme. Am văzut un Iisus care era aproape de toți și figura Sfântului Părinte, vicara lui Iisus Hristos pe pământ, o altă titulatură, dacă îmi permiteți, este și este potrivit să fie deschisă față de toți. Părinte, m-a mai surprins o atitudine a Sfântului Părinte. Și anume, când Europa și foarte multe state din Europa se cutremură și resping conceptul sau valul de imigranți, oameni care fug din țările lor, nu pentru că le este bine, ci pentru că este război și foamete și moarte, Părintele nu pare îngrijorat, Părintele Papa Francisc, ci el vede latura umană, deși majoritatea sunt musulmani. Părintele nu spune, respingeți-i, sau să dea niște directive, semnale, respingeți-i, nu-i primiți, sunt un risc pentru noi, pentru creștini, pentru catolici în Europa, vin milioane peste noi, ce ne facem? Dimpotrivă, spune, primiți-i, ajutați-i, sunt și ei fiii lui Dumnezeu. Solidaritatea este unul dintre elementele de bază ale creștinismului. Ne amintim de Biserica Apostolică, în care unele comunități ajutau alte comunități să trăiască, cum se trimitea din Antiohia la Ierusalim sau în alte locuri bunuri materiale sau financiare pentru a susține respective comunități. Mă întreb eu acum, oare toți erau creștini sau toți erau oameni? Așadar, spiritul creștin propus de Iisus Hristos a fost o deschidere față de toți. Evident, față de unele erori, Sfântul Părinte a spus toleranță, și l-aș cita, toleranță zero pentru unele erori ce se întâmplă, atât în cler și în sânul Bisericii Catolice, cât și în alte locuri, am spune. Această foame de bani, această foame de bunuri, de avuție, am văzut cum, din partea Sfântului Părinte, are toleranță zero, pentru că nu există creștin nedeschis față de celălalt. Papa mai are o latură pe care a reușit să-și o dezvolte atât de bine încât este perceput ca un om care este un vizionar și care ne spune în fiecare zi, în fiecare dintre cuvintele sale, trebuie să avem grijă de pământ, trebuie să avem grijă de mediu, pentru că este casa noastră. Mi se pare că acesta este termenul care se folosea, este casa noastră. Și are un cuvânt atât de greu, încât excede ceea ce spune Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite sau alte asemenea mari entități, pentru că Papa vorbește simplu și spune, e casa noastră și trebuie să avem grijă de ea. Recent a ajuns și în România un film despre Sfântul Părinte și se numește Papa Francisc, un om de cuvânt. În acest film, care a fost turnat și nu a fost scris, dacă doriți, de
televiziunea Vaticană sau de promotorii media ai cetății Vaticanului, ci de oameni profani, de oameni ai societății, am văzut temele centrale abordate de Sfântul Părinte. Una dintre temele centrale a fost ecologia și curățenia și respectul din mediul înconjurător sau față de mediul înconjurător. Ne întrebăm și noi astăzi ce legătură are biserica cu mediul înconjurător, cu natura, sau cum Sfântul Părinte, în loc să abordeze tematici morale, tematici sociale, tematici teologice, întrebări grele, dostoievskiene, dacă doriți, abordează o tematică atât de simplă. Pădurile dispar, unele zone, dacă doriți, ce produc, nu se mai interesează de mediul înconjurător și alte elemente ce vizează atacarea planetei noastre. De ce abordează Sfântul Părinte? Mulți s-au întrebat. Sunt două elemente ce merită în acest context abordate și amintite. Primul element vizează însăși creația lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a creat, omul este chemat să respecte, să iubiască și să îmbogățească. Am văzut cum în Sfânta Scriptură, în cartea Genezei, Adam este luat ca și colaborator să îngrijească creația. Când omul o distruge, atinge această relație dintre el și Dumnezeu. Asta pe de o parte. Un aspect, dacă doriți, religios, spiritual, omul care nu are respect față de mediul înconjurător și nu are respect de curățenia mediului înconjurător, și acest cuvânt ne permite foarte mult să jonglăm de la curățenia imediată din stradă la curățenia pe care noi nu o vedem, dar nu există. Poate fi curat la nivel interior dacă nu are grijă de mediul înconjurător, dar sunt, absolut, sunt cele doi poli care funcționează într-un tandem extraordinar. Respectul față de creație și implicit față de creația pe care Dumnezeu a atins-o și a creat-o și curăținea interioară, ce reflectă atitudinea noastră față de mediul înconjurător. Părinte, mai avem doar câteva minute, din păcate, și aș vrea să mai pun una sau două întrebări. Această vizită papală, această reparație morală făcută pentru martirii bisericii catolice, acest pelerinaj în România, în țara Maicii Domnului, a fost mai important pentru Sfântul Părinte și Vatican sau pentru România? Sau sunt două elemente care se îmbină și de fapt a fost ca și cum un fiu se întoarce în grădina Maicii Domnului pentru a-L cinsti pe Mântuitor? Întrebarea este una majoră și voi încerca să răspund cât mai simplu. Pe de o parte avem aspectul ecumenic al acestei vizite. Un aspect care a dorit să se apropie de Biserica Soră, de Biserica Ortodoxă Română, nu? Având și acea întâlnire în Palatul Patriarhal, pe urmă în Catedrala din București. La un nivel rezonabil, nu slujbă comună ca și acum 20 de ani, ci doar acea rugăciune. Este un mare gest de comuniune. Este un mare gest de o formă de comuniune și mereu lucrurile mari se bazează pe cele mici sau încep de la lucrurile mici. Iar această formă de ecumenism, într-un fel sau în altul, se bazează și pe relația pe care are Biserica Ortodoxă cu Biserica Catolică în Occident. Știm foarte bine că porțile bisericilor catolice din vest s-au deschis pentru emigranții români de confesiune ortodoxă.
Deci majoritatea comunităților slujesc în biserici catolice. Oare nu este un semn de mare ecumenism, chiar și obligatoriu, dat în faptul că nu au comunități? Mi-ați adus aminte de anii 90, când nu le dădea voie, cred că catolicilor, să țină slujbe în bisericile confiscate și țineau sub cerul liber. Ce asta, diferență? Asta pe de o parte, la nivel de ecumenism și deschiderea, nu? Bisericii catolice mereu cu brațele deschise spre ceilalți. Vedem tot în cheia omului care creează punți, recunoașterea martiriului bisericii greco-catolice, în speță martiriul celor 7 episcopi greco-catolici care au trecut la cele veșnice în timpul regimului comunist. Martiriul pentru cine ne urmărește și pentru dumneavoastră este cea mai înaltă formă. Este cea mai înaltă dovada supremă de credință. Exact. Așa este. Ne putem imagina ce bogăție a lăsat acești episcopi, martiri, bisericii greco-catolice, bisericii catolice și României, un patrimoniu imens. Iar ceea ce s-a întâmplat la Blaj a fost un eveniment extraordinar pentru actualitatea românească și pentru actualitatea Bisericii Greco-Catolice. 20 de ani de cercetări, 20 de ani de confirmări, 20 de ani de strângere de dovezi, până 19 martie 2019, când Congregația pentru Cauzele Sfinților a primit ordin de la Papă să dea acel decret. Credeți că acest gest, pe lângă celelalte multele făcute, cu modestie și cu decența care îl caracterizează pe acest mare om, Sfântul Părinte, va lăsa urme, va genera efecte în sufletele românilor, indiferent de confesiunea de care aparțin. Ne greșim, pornind de la această umanitate, de la această simplitate, am văzut cum a coborât, a fost primul papă care a avut o întâlnire cu comunitatea romă. Un fapt extraordinar și am văzut cum a cerut scuze comunității rom pentru multele ocazii în care a suferit discriminare. Umanitatea aceasta, fără îndoială și simplitatea umanității și arta de a fi om, nu, va produce semne. Pe de altă parte, vedem aspectul religios și toată rugăciunea făcută în aceste zile, nu, pentru Sfântul Părinte, pentru evenimentele care s-au derulat în România, îndeosebi la liturghia de beatificare de la Blaj. Întreb și eu acum, toate aceste rugăciuni, oare Dumnezeu nu le ascultă și nu le primește în sânul său acolo și binecuvântează Biserica Greco-Catolică, Biserica Catolică și orice confesiune din România și România întreagă? O binecuvântează. Pentru că roadele acestui martiriu, roadele martirilor, celor 7 episcopi martiri, nu? S-au văzut până acum și se vor vedea cu această recunoaștere din partea Sfântului Părinte. Domnilor și domnilor, ați avut ocazia în această seară să ascultați un tânăr erudit, preot al Bisericii Greco-Catolice, un om care afișează aceeași simplitate și modestie caracteristică Bisericii lui Iisus Hristos, fără fast, fără bogăția aceea, fără opulență, prin simplitatea și urmând de exemplu acestui om remarcabil, care este întâi stătătorul Bisericii Catolice, Papa Francisc. Mă gândesc dacă într-un secol despre care un analist spunea că ori va fi creștin, ori nu va fi deloc, vom avea puterea să discernem și să ne gândim că indiferent cât am fi de lipsiți de credință, de pierduți în conștiința noastră, întotdeauna ne întoarcem spre un ceva și vrem să credem că deasupra noastră există cineva, un ceva care ne poate da forța, înțelepciunea și determinarea să facem ceva. Părinte, a fost o onoare să vă am ca și oaspete. Vă mai aștept și cu alte ocazii ca să purtăm discuții cu aceeași sinceritate. Și aș vrea să menționez la sfârșit încă un citat al Papei Francis, care spunea:
O persoană poate fi spirituală, fără însă a fi religioasă. Nu este necesar să mergi la biserică și să dai bani. Pentru mulți oameni, natura poate fi biserică. Acesta este omul care, la sfârșitul fiecarei slujbe sau cuvântări din cele trei zile, încheia cu aceeași propoziție, ca un leitmotiv, spunând, am și eu o rugăminte către dumneavoastră. Rugați-vă pentru mine. Vă mulțumesc mult, Părinte. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper să ne vedem și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, să încercăm să ne gândim un pic la această latură a vieții noastre spirituale. Să încercăm să înțelegem că nu bogăția, averile, trufia, fala, poziția socială trebuie să ne caracterizeze. Să luăm exemplu de la acest minunat om pe care am avut onoarea să-l avem în mijlocul nostru, mă refer la Sfântul Părinte, care timp de trei zile ne-a dat o lecție de dăruire, de apostolat. Ne-a dat convingerea faptului că nu avem voie să devenim niște oameni pierduți și fără conștiință. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. La revedere, bună seara!